ne a zis că doi bugetari nu pot fi în paralel cu jobul și antreprenori de succes. Soții Livia și Traian Morar demonstrează că dincolo de un loc de muncă solicitant, mai există timp, pasiune și îndemânare pentru o afacere colorată și parfumată. Ea e asistent medical, iar el e polițist. De primăvara până toamna își petrec după amiezele și weekendurile în lanul de lavandă pe care și l-au înființat singuri. Iar pe timp de iarnă creează aranjamente handmade din lavandă, pe care apoi le vând prietenilor, cunoscuților sau clienților care îi caută în urma recomandărilor. La târgurile meșterilor populare ajung, dar nu la toate și nici la cele organizate prea departe de casă. Deși sunt abia în al doilea an de business agricol, soții Morar se pot lăuda deja cu un portofoliu consistent de obiecte făcute 100% din lavandă și materiale reciclabile. Avem nevoie de un tub de carton, sfoară, două geme de sfoară în două culori, foarfecă, lipici și un suport de lemn pe care va fi aplicat acesta. Vom lucra pentru început, vom lipi sfoara cu, așa cum vedeți, în acel aranjament. Totul se face, după cum vedeți, manual. Ne-am gândit să selectăm pentru perioada asta accesoriile de sezon, respectiv un brăduleț și, așa cum vedeți, care se lipesc pe el, o fundiță, dar prima dată mărgeluțele. Iată că avem un alt accesoriu, niște mărgele pe care le putem pune foarte bine la bază. Se va ocupa Livia mai departe și îl va aranja cu lavandă. Cei doi soți sunt creativi, pun suflet în obiectele pe care le fac, iar modelele aranjamentelor le adaptează în funcție de sezon. Acum, în prag de Crăciun, la mare căutare sunt decorațiunile cu motive de iarnă. Pentru copii ne-am gândit la un om de zăpadă care conține doar floare formată de lavandă. Este foarte util în camera copiilor pentru că aduce un miros plăcut și în același timp relaxant, aduce un somn mai odihnitor. Și am considerat că făcut așa, handmade, am crezut că este drăguț, credem noi că este reușit. Un spiriduș care poate fi atârnat undeva sau chiar împodobit bradul de Crăciun cu acest spiriduș. Pentru pomul de Crăciun mai avem și inimioare, care arată foarte bine. Un coșuleț, depinde, este mai diversificat conținutul, dar în principiu conține ulei și apă de lavandă, produse din lavanda noastră, de noi. Este pentru prima dată când am reușit și am produs ulei și apă de lavandă și săculeți de diferite forme și dimensiuni, atât bune pentru cameră, cât și această pernuță supernă la culcare seara, o să aducă un somn odihnitor. Materia primă este atent selectată pentru aceste aranjamente. Livia și Traian folosesc doar materiale neagresive cu mediul, dar și materiale reciclabile, cum ar fi conserve, tuburi de carton sau agățători de haine. În plus, cei doi soți susțin și activitatea meșterilor populari. Cumpără de la ei linguri de lemn, vaze de lut sau diferite recipiente pe care apoi le înfrumusețează cu flori de lavandă.